Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Adina Păduraru și vă prezint știrile InfoCapital. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. O campanie menită să informeze cetățenii cu privire la riscurile la care supune mediul zilnic debutează de luni. Fotbalul și concursurile sportive sunt zilele acestea acțiunile premergătoare evenimentului anului de la Petre. Canalizarea nu este coșul tău de gunoi și tu poți face diferența. Asta ne-au spus astăzi reprezentanții APASER Valea Jiului S.A., care au dat startul unei campanii menite să protejeze mediul înconjurător. Despre ce este vorba, aflați în materialul următor. Indiferența noastră când vine vorba să scăpăm de niște lucruri ne afectează viața, dar mai ales mediul înconjurător. În mare parte din cazuri nu ne gândim la ce consecințe pot apărea când aruncăm, de pildă, un șervețel umed în vasul de toaletă. Chiar dacă pare ciudat, odată ajuns în canalizare și mai apoi în stația de tratare, insemnificativul șervețel afectează întreg procesul de filtrare a apei. Pățiți și totodată sătui de faptul că în zilele noastre canalizarea a ajuns un coș de gunoi, societatea a APASER Valea Jiului S.A. a decis astăzi să demareze o campanie menită să atragă atenția populației când vine vorba de aruncarea în toaletă sau în chiuvetă a deșeurilor ce sunt destinate pubelei sau containerului. SECE APASER Valea Jiului demarează începând de astăzi o acțiune complexă, o acțiune și o campanie de conștientizare, spunând că canalizarea nu este coșul tău de gunoi și tu poți face diferența. Astăzi demarăm această campanie la nivelul Văijiului. Ea va urma cu flyere care vor fi împărțite în toate orașele Văijiului. Suntem astăzi aici la anii noastră și chiar luni, începând cu orele 15, vom începe această campanie. Asta însemnând că în frunte cu mine, angajații SECE APASER Valea Jiului vor merge în fiecare oraș pentru a discuta cu oamenii și a conștientiza ce înseamnă canalizarea să nu funcționeze în parametrii normali. Vom vedea și aici, în stația de dănăsuri, ce se adună în canalizarea din canalizările din Valea Jiului. Stația de tratare a apei de la Dănuțoni este unul din locurile unde toate resturile menajere ajung odată cu apa din canalizare. Aici, grație unor tehnologii și utilaje moderne, se efectuează epurarea apei, care mai apoi, după parcurgerea unui amplu proces de tratare, ajunge la robinetele tuturor. Până atunci însă, primul factor care este afectat direct de toate gunoaiele care nu ar trebui să existe într-o canalizare este mediul. Cu toții trebuie să înțelegem că dacă vrem să oferim, dar și să beneficiem de servicii de canalizare de calitate, trebuie să acționăm cu responsabilitatea cuvenită. Vă invit să vă alăturați acestei campanii și împreună să contribuim la o mai bună calitate a serviciilor oferite de APASER Valea Jiului, dând în același timp măsura cuvenită calității mediului din Valea Jiului. Cum stația de tratare a apei de la Dănuțoni aparține de orașul Aninoasa, de la lansarea acestei campanii nu a putut lipsi primarul Nicolae Tunca. Este o inițiativă lăudabilă din partea conducerii APASER. Eu și administrația publică locală pe care o conduc suntem foarte încântați de această inițiativă și o susținem cu toată tăria și sperăm să aibă efectul scontat. De asemenea, la eveniment a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Bobora. Se văd bucăți, se vede clar cum e șervețelul din Pemper și vedem la ultima etapă, cum mergem în nămolul fermentat, unde a trebuit să fie numai nămol, să vedeți aceste șervețele, se fac așa ca un Campania Canalizarea nu este coșul tău de gunoi, inițiată astăzi, se va desfășura pe parcursul unei luni și va cuprinde împărțirea de flyere informative. De asemenea, angajații operatorului de apă vor purta discuții cu cetățenii din toate orașele Văijiului pentru a le explica riscurile la care supun mediul atunci când aruncă un rest menajer altundeva decât într-un container de gunoi. Orașul Petrila este în sărbătoare. Chiar dacă mai este puțin până la spectacolele în aer liber, mult așteptate, activitățile dedicate acestui eveniment au început. Ieri a avut loc un campionat de fotbal. De pe teren nu a lipsit viceprimarul Dorin Curtean.
Punctul zero al distracției se mută în acest weekend în cel mai estic oraș al Văijiului, la Petrila. Delia, Mateo, Nicoleta Nucă, Nicu Novac, Aida Busuioc și mulți alți artiști de renume, dar și locali, sunt așteptați să facă spectacol pe scena din centrul orașului. Până la spectacolul efectiv și mult așteptat, la Petrila în aceste zile au loc activitățile sportive. De pildă, ieri fotbalul a deschis oficial șirul manifestărilor dedicate acestui eveniment. Domnul viceprimar, iată că zilele orașului Petrila nu constau doar în distracția de la spectacol. Aveți și activități sportive. Așa este. Ne-am propus ca în perioada aceasta, la început de săptămână, să începem cu activitățile sportive. Mi se pare normal ca să promovăm și aceste activități în orașul Petrila, nu doar spectacolul de muzică. Și cum petrilenii sunt iubitori și de sport, am încercat să promovăm lucrul acesta cu ce altceva decât cu fotbalul. Vă văd îmbrăcat foarte sportiv. Veniți de la stână sau chiar jucați? Nu, chiar joc. Joc fotbal. Nu mai am vârsta ca să alerg așa de tare, dar îmi place să fac această activitate. Stați în poartă sau alergați pe teren? Asta se întâmplă doar acum în această săptămână sau este o pasiune a dumneavoastră? De obicei e o activitate pe care o fac săptămânal. Iată că domnul primar lipsește, se ocupă de alte activități sau nu-i place fotbalul? Îi place și lui fotbalul, n-am apucat să jucăm împreună până acum, dar mi-a promis că în perioada următoare va fi prezent și el la fotbal. Vei juca în echipe diferite? Nu cred, cred că vom juca în aceeași echipă așa cum am jucat și până acum. Ziua de vineri este dedicată tot activităților sportive. Concursuri de șah, întreceri de cross, dar și meciuri de fotbal vor avea loc atunci. Peste 40 de artiști români de top vor concerta live mâine la Sibiu în cadrul Media Music Awards, singura gală de premii muzicale din România acordate pe baza difuzărilor Radio TV. Evenimentul va fi prezentat de îndrăgitul actor Pavel Bartoș. Media Music Awards se află la cea de-a patra ediție și reprezintă un adevărat maraton muzical al celor mai ascultați artiști ai momentului din România. Smiley, Delia, Andra, Holograf, Elena Gheorghe, Accent, Alex Velea, Grasu XXL sau Guess Who sunt doar câteva nume care vor urca pe scenă mâine. Trofeele Media Music Awards se acordă în mod transparent pe baza numărului de difuzări media din anul precedent ediției respective. Atmosfera va fi susținută de îndrăgitul actor Pavel Bartoș, care va prezenta evenimentul din acest an. În fața peste 100.000 de spectatori în primele trei ediții, Media Music Awards a adus artiști de top care au susținut recitaluri de excepție beneficiind de o tehnologie multimedia de ultimă generație, ecrane imense de peste 100 de metri pătrați, jocuri de lumini, efecte pirotehnice, jocuri laser sincronizate și sonorizare impecabilă. Mai mulți primari și reprezentanți ai autorităților publice locale au luat parte astăzi la discuții pe tema soluțiilor și proiectelor pe care le pot implementa în ceea ce privește energia verde. Idei inovative și proiecte cu finanțare europeană se află la îndemâna aleșilor locali. Mai este nevoie doar de implicare. Întâlnirea a fost organizată de Agenția Locală a Energiei Alba și a reprezentat un bun prilej pentru administrațiile locale să facă un schimb de bune practici și să afle detalii despre soluțiile existente pe piața energiei regenerabile care pot fi implementate la nivelul localităților pentru micșorarea costurilor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Energy Info Day și este un eveniment de informare, de diseminare, dar și de pregătire a autorităților locale prin reprezentanților autorizați, avem cred că vreo 5 primari aici, în privința planificării energetice durabile, adică aceste primării, multe, din județ, din regiunea centru, din țară, au aderat la Convenția Primarilor și acum trebuie să-și facă planul de acțiune pe energie durabilă. Ele trebuie ajutate, noi le oferim ajutor în special printr-un instrument denumit Observator Energetic, regional, primul din România, Anergo se cheamă, care le preia această sarcină de a aduna date, de a le prelucra și interpreta. Ele lucrează pe aceste planuri pentru că până la urmă au datoria să transforme de o manieră durabilă consumul de energie la nivel de localități.
Au luat parte la discuții specialiști în implementarea proiectelor pe fonduri europene, care au explicat procedurile și condițiile în care autoritățile locale pot accesa bani pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe. De asemenea, a fost explicat și stadiul în care se află programul Casa Verde. În acest an, prin intermediul acestui program, persoanele fizice pot beneficia de o finanțare de până la 6.000 de lei pentru achiziția unor panouri solare care să asigure apă caldă menajeră, sumă care acoperă aproape 100% din costuri în funcție de dotări. Timp de 2 zile, la Alba Iulia vor fi prezentate cele mai noi și utile echipamente de producere a energiei verzi. Târgul Surse Regenerabile de Energie Aleia 2016 va reuni inventatori și producători din domeniu pentru a promova beneficiile unor astfel de soluții în viața de zi cu zi. Vor fi expuse panouri solare termice, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme electromagnetice de încălzit, turbine pentru microhidrocentrale, centrale termice pentru biomasă, instalații eoliene și multe alte aplicații legate de energie obținută din surse regenerabile. Și în acest an, o atenție deosebită va fi acordată transportului sustenabil prin expunerea unor autoturisme și biciclete electrice. Ca o noutate absolută, vizitatorii vor putea vedea și ecodomul, casa viitorului. Târgul Aleia 2016, ediția nouă, unde vom prezenta foarte multe echipamente legate de energia durabilă și de eficiență energetică, inclusiv de mobilitate electrică, care iarăși e de mare actualitate, și în felul ăsta, prin ceea ce face Agenția Locală a Energiei Alba, încercăm să informăm, să formăm și să sprijinim dezvoltarea durabilă la nivelul local, dar și județean. Târgul este destinat persoanelor de toate vârstele. Elevii pasionați de tehnică din licee Alba Iuliene vor putea lua parte la ora de inventică, unde vor face schimb de idei cu inventatorii români prezenți în cadrul salonului Ecoinventica. În cadrul tombolei vor fi oferite premii importante din partea sponsorilor evenimentului. Târgul Aleia, aflat la cea de-a noua ediție, este programat pentru 17-18 septembrie în centrul comercial din Alba Iulia. Povara transportării gunoiului din Valea Jiului tocmai la Horezu, în județul Vâlcea, se va sfârși curând. Platforma temporară de depozitare din zona Dâlgea va deveni funcțională săptămâna aceasta, așa că gunoiul va fi depozitat aici, nu la circa 100 de kilometri distanță, cum se întâmpla până acum. Chiar dacă s-a depășit cu mult termenul de finalizare a platformei temporare de depozitare a deșeurilor din zona Dâlgea, iată că într-un târziu administrația județeană care se ocupă de construirea ei a anunțat astăzi că într-una din zilele acestei săptămâni platforma va deveni funcțională. Și deponeul din Petroșani devine funcțional în această săptămână. Problema deșeurilor și a deponeurilor în județul Hunedoara trebuie să vă spun că e o problemă majoră, pentru că deponeul din Petroșani e o soluție alternativă de moment, o soluție găsită în disperare de cauză. Sistemul de management integrat al deșeurilor cu deponeul principal de la Bârcea este soluția viabilă și punerea acestui deponeu în operare este ceea ce ne dorim să se întâmple cât mai repede. Conform unor estimări făcute, deponeul de la Bârcea Mare va deveni operațional abia la sfârșitul lunii martie, așa că până atunci tot gunoiul din Valea Jiului va fi depozitat pe platforma ce urmează să fie pusă în funcțiune în această săptămână. Fiul manelistului Nicolae Guță a ajuns la spital seara trecută după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod pe raza unei localități gorjene. Nicușor Guță a suferit mai multe leziuni și a rămas internat la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Azi, familia a cerut transferul la un spital din capitală. La București a ajuns și prietenul lui Guță Junior, care se află în stare gravă, acesta fiind și cel care conducea autoturismul, deși nu avea permis de conducere, spun polițiștii. Accidentul a avut loc în comuna Drăguțești. Autoturismul a ajuns pe celălalt sens de mers și s-a izbit de un cap de pod. Atât băiatul manelistului, cât și un alt tânăr aflat în autovehicul au suferit răni serioase în urma impactului. Martorii au încercat să scoată victimele din mașină și să le acorde primul ajutor. V-am sărit mai mulți băieți de aici și i-am scos. Am scos parbrizul și asta și era cumva șoferul cu picioarele torsionate, dacă el fu șofer. Era din partea dreaptă, cu capul sub gurd, cu încercat și am spus să-mi... Prin altul ajutor mai puteau vorbi? Da, au vorbit, că i-am întrebat, că sunt, ne-a spus că sunt doi,
I-am scos, ne-a spus ce, i-am întrebat dacă cei doare picioarele cum le avea prinse, iar celălalt jos a spus că spatele. Deci ne-au spus, erau conștienți. Am fost la barul din partea aceea, am văzut că au intrat în capul de pod și după aceea am alergat să-i scot. Șoferul era băgat sub volan și pasagerul era peste el. Și pasagerul a fost plin de sânge, șoferul nu era conștient. La fața locului au ajuns nu numai ambulanțele și SMURD-ul, ci și primarul din localitate, care a profitat de ocazie să se laude cu calitatea drumului recent renovat. Am venit că am văzut că au trecut foarte multe mașini, salvări, pompieri. Din păcate, un accident foarte tragic. Acum știm toți că drumul este foarte bun și ar trebui să reducem viteza. Mult drumul e foarte bun, e lat, aleargă, nu se controlează, uită pe unde merg cu mașinile. Acum nu știu ce au făcut cei doi care au fost în mașină, îmi pare rău de ei. În cele din urmă, fiul manelistului Nicolae Guță a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Nicușuri, ești bine? Da. Ce s-a întâmplat? Cum s-a accidentat? La urgențe a ajuns și mama lui Nicușor Guță. A rămas cu 3 coaste rupte, cu niște lovituri, tăieturi la picioare, e conștient. Cea de-a doua victimă, a cărei stare este una gravă, a fost transportată la un spital din capitală. E stabil hemodinamic, este conștient, dar are leziune de coloană vertebrală și mai are fracturi, contuzii. Și celălalt? Celălalt are și el fracturi costale, dar tot așa este stabil hemodinamic. Care mai bună? Da, da. Urmează deplasare la București. A doua zi, familia a cerut transferarea lui Guță Junior la o clinică privată din capitală. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă și conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere. Au apărut primele imagini după teribilul accident produs ieri dimineață pe o stradă din Timișoara. Camerele de supraveghere montate în oraș au făcut lumină în acest caz. Amintim că o tânără de 34 de ani a murit în urma impactului. Urmează imagini care pot afecta emoțional telespectatorii. Pe imaginile video surprinse de camerele de supraveghere dintr-o intersecție se vede cum autoturismul implicat în teribilul accident vine cu viteză mare. La un moment dat, șoferul trece brusc pe cealaltă bandă, pierde complet direcția și izbește bordura, iar mai apoi copacul și se răsucește pe șosea într-un nord de praf. La ora 6, după ce a provocat accidentul în jurul orei 12, șoferul care a fugit ca un laș a fost prins de polițiștii din Timișoara. El a fost dus de urgență la Spitalul Județean pentru recoltarea probelor biologice. Bărbatul a fost ridicat de polițiști din cartierul Soarelui dintr-un apartament al unei rude care era plecată din localitate. Șoferul avea cheia și s-a adăpostit în locuință. Bărbatul este și el rănit în urma accidentului. La rândul a fost împroșcat cu vopseaua care era depozitată pe bancheta din spate a mașinii în bidoanele ce s-au spart în impact. În urma cercetărilor a fost identificat conducătorul auto, acesta a fost depistat într-o locuință din municipiul Timișoara, a fost dus la Spitalul Județean pentru recoltarea de probe biologice și cercetările continuă cu dosarul mental la parchet pentru săvârșirea faptelor de ucidere din culpă, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului. În momentul în care l-ați identificat, s-au opus rețineri? Nu s-au opus. Ce v-a zis? V-a zis unde a fost, ce a făcut? Nu, a fost în locuința unui prieten. Era într-o stare de sănătate precară, este și el rănit și sub influența băuturilor alcoolice a fost testat cu aparatul ITR-test, rezultat 0,34% după circa 7 ore de la producerea accidentului. Operațiune Fulger noaptea trecută a polițiștilor de frontieră din Timiș și a ofițerilor de la combaterea crimei organizate la granița cu Ungaria. Oamenii legii au destructurat o rețea de traficanți de migranți, au reținut 4 suspecți și au descoperit 24 de refugiați, printre care o femeie și câțiva copii. Refugiații proveneau din Siria și vroiau să ajungă în Germania.
Cei 24 de migranți au fost descoperiți într-un microbuz la doar câțiva kilometri de punctul de trecere a frontierei Cenad în județul Timiș. Printre ei, 5 femei și 4 copii, cel mai mic având un an și jumătate. Ei au fost aduși până în acel loc de o grupare de traficanți formată din 4 sârbi. Aceștia i-au racolat din Centrul pentru Imigrări din București și i-au adus cu microbuzul până în apropierea frontierei. Acolo au fost debarcați și lăsați să stea în câmp într-un lan de porumb aproape 24 de ore. Spre seară au fost urcați înapoi în microbuz și duși până în apropierea punctului de frontieră cu Ungaria. Urmau să treacă pe jos, pe Fâșia Verde și să fie recuperați după trecerea graniței pentru a fi duși mai departe spre Germania. În urmă cu mai puțin de 2 săptămâni, cei 24 de transfugi au fost prinși de polițiștii de frontieră din Timiș în apropierea localității Lunga, imediat după ce au intrat ilegal din Serbia în România. Pentru că nu aveau acte asupra lor, refugiații din Siria au fost predați la Centrul pentru Imigrări. Polițiștii de frontieră au capturat atunci și o călăuză, după ce au tras un foc de avertisment în aer. Acum refugiații și-au încercat din nou noroc, vrând să treacă în Ungaria. Polițiștii de frontieră și cei de la crimă organizată au monitorizat transportul ce a oprit microbuzul la ieșirea din Cenad. Apoi au prins și pe traficanți. Doi dintre ei au fost reținuți chiar la frontieră în timp ce încercau să iasă din țară. Anchetatorii spun că gruparea este foarte bine organizată pe mai multe paliere, cel de racolare din centrele de migranți, cel de transportare și cel de supraveghere. De altfel, filiera folosește antemergători pentru a proteja transportul migranților până la frontieră. Cei 4 cetățeni sârbi vor fi audiați în această dimineață de procurorii de ICOT Timișoara pentru constituirea de grup infracțional organizat și trafic de migranți. Refugiații vor fi cel mai probabil încredințați înapoi autorităților sârbe în baza tratatului de readmisie cu țara străină. Protestele transportatorilor ar putea lua sfârșit. Guvernul a anunțat că va îngheța tarifele RCA pentru următoarele 6 luni. În decurs de o lună se va stabili care va fi prețul de referință al poliției de asigurare obligatorie. Măsurile au fost anunțate după discuțiile de miercuri între reprezentanții guvernului, ai transportatorilor și ai Consiliului Concurenței. Premierul Dacian Cioloș a precizat că Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să propună în 30 de zile cel mult un preț de referință, stabilit pe baza unui calcul al prețului mediu care să fie valabil în următoarele 6 luni. Marți, Senatul a votat legea RCA. Parlamentarii au modificat legea cu doar 24 de ore înainte ca guvernul să facă același lucru. În ambele variante, modificările vizează de altfel cerințele transportatorilor, însă o eventuală ordonanță de urgență a executivului ar urma să se aplice imediat. Acestea au fost informațiile. Cu noi știri, revenim la buletinul de seară. Până atunci, rămâneți alături de Capital TV!